Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Plante vs. Zombie 4-4. Avem ceva de jucat. Parcă eram noaptea, corect, nu mai țin minte ce am făcut în episodul anterior, pentru că sunt distanțe foarte mari între episoade. Zice continuu, mi-am adus aminte, gata, știu de unde eram. Știu unde eram, de fapt. Ok, deci, țin minte că era norul ăla și ultima dată am testat trifoiul care împingea norul și îi împingea și pe aia cu baloane. Deci, ce foloseam noi? Asta, am încercat să folosim direct asta, țin minte, ne trebuie cartofelul, asta ne trebuie, lilipedul, pentru că e pe apă, și parcă nu l-am folosit pe ăsta, sea shroom, parcă nu l-am folosit, corect? Da, așa este, într-adevăr, și în schimb am folosit trifoiul cu 500 de foi. Și ce putem să mai folosim? Nu știu, s-ar putea să ratez ceva esențial de aici, dar o să reîncep dacă ratez ceva ce-mi trebuie. Deci avem un slot liber, văd. Ori am ratat eu ceva, deci nu. Uite, asta ar fi bună. Da. Dar ori ăștia cu baloane. Ok, hai să vedem cum ne descurcăm. Sigur. Mi s-a înfundat deja nasul și nici n-am început. Foarte frumos așa. Bă, dar cât de în față vine norul ăsta. În fine, aș aprecia, băieți, dacă ați apăsat și voi butonul de like pentru seria de Plants vs. Zombies, pentru că vă place seria, adică mă bucur că vă place seria, vă uitați, cred că de ceva vreme bună, să zic așa, cu tot continuăm cu seria aceasta. Nu continuăm des, dar e un joc distractiv și de-aia și facem așa mai rar. Adică, bine, ce am zis eu n-are absolut niciun sens, dar eu mai terminat o dată jocul acesta. Ia. Uneori zic lucruri care nu au niciun sens. Ideea e că e un joc distractiv, dar nu știu de ce nu facem o serie zilnică cu jocul acesta, ca să vă zic așa. Pe înțelesul tuturor. Dar cred, nu știu câte capitole are jocul ăsta, pentru că nu știu. Noi suntem la capitolul 4 din 4. Fiecare capitol are 10 nivele. Noi suntem la capitolul 4, nivelul 4. Deci mai e de jucat, mai e. Am mai terminat toată jocul acesta, știu că ultimul nivel e pe acoperiș. Dar l-am terminat acum multă vreme, acum mult timp. Ok, hai că facem și așa. Dacă vine unul prin apă, sunt mâncat, pentru că nu am cartoful ăla. Da, uite aici. Vreau să pun asta prima. Stai un pic, că mi-am cam ieșit din mână. Ok. De aici. Aș vrea trifoiul să-l pun undeva. Ia. Păi bine. Ok. Uite așa, trebuie să crească și ciupercile astea mai repede. Ca să faci și noi rost de bani. Mă enervează că nu joc un full screen și e mică imaginea asta la care mă uit. Ar putea să ne mănânce ciupercile astea, dar e în regulă. Punem altul. Da, e mort. Oh, vine la loc norul. Asta va fi o problemă, băieți. Nu știu ce să zic, păi dacă vine la loc, e cam nașparlie treaba. Hai să luăm lilipeduri aici pe mijloc, pentru că vom avea nevoie. Dacă mănâncă ciuperca, pun alta, nu e problemă. Ok, punem două lilipeduri aici. Va trebui să așteptăm puțin până cresc toate ciupercile ca să putem să avem și noi bani ca lumea. Pentru că, na, momentan aș vrea să pun pe mijloc. Ia uite, chiar vine cineva. Sper să-l omoare ăsta, da. 80, uite aici aș vrea. O ducem oarecum bine, oarecum. O, vine deasupra ăsta. De asta nu prea-mi place, dar este în regulă, uite așa. Odată ce o să avem mulți bani, mai ales spre final, o să putem să ne folosim de trifoiul ăla. Deci nu o să mai fie probleme, dar să crească toate ciupercile. Și va fi perfect. Ok. Ce mă
oameni, dar mie să punem așa, ce ziceți? Să-i înghețăm pe fraieri. Pentru că o să avem prea mulți bani la un moment dat. Opa, ia uite bănuțul. Deja ne permitem. Ne permitem peste tot. De bine dacă îi înghețăm. Se mișcă foarte greu. A huge wave of zombies! Fugi! Hai să vedem cam pe unde trebuie să folosim astea. Mă... N-a fost o idee înțeleaptă ce am făcut eu aici. Ok, hai că în regulă. Îi împinge de pe toată harta dacă nu mă înșel, dar trebuie să folosim iarăși de 100. Uite, asta e cam nașpa. Pentru că trebuie să folosim câte 100 de fiecare dată când vine câte un fraier de ăsta. Oare dacă e în spate îl împinge? Da, ok, am înțeles. Atunci vom folosi altă strategie. În momentul în care apare unul de la cu balon, îl lăsăm să ajungă până pe aici. Înțelegeți? Apoi îl împingem. Că dacă apare unul aici și îl împingem, poate să mai vină altul. Înțelegeți ce vreau să zic? Hai că înțelegeți. Uite, de exemplu ăștia, îi lăsăm să vină și apoi îi... ne ocupăm de băieți. Uite câți bănuți am. Super. Stai așa că nici nu știu ce să mai fac. Ok, păi împingem pe ăștia de aici. Îi aruncăm. Și aș vrea în partea de sus să mai punem. Și aici două lilipeduri cu cât un cartof. Ah, n-am pus cartoful mare, de ce l-am pus pe ăsta mic? Trebuia să pun cartoful mare, așa e. Încă un liliped în partea aceasta. Aici de 200. Vin ăștia cu baloanele lor. Sunt enervanți. Ok. După aia ce mai facem? Nici nu știu. Aici cred că punem unul de ăsta așa. Și aici vom pune un cartofel. Bun. Scăpăm de băiatul cu balonul. Frumos. Dar ne descurcăm. Nu cred că avem mari probleme. Putem să mai punem ciupercuțe. Cu delfinul vine ăla. Avem cam peste... A, uite aici nu avem de ăsta de 200. La naiba. Oh, la naiba. Vedeți? Greșeala mea. Greșeala mea că n-am pus cartof de la înalt. God damn it. Ce prostie am făcut. Ok. Putem să remediem. Nu, să nu mănânce. Aaaa, ne-am mânc. Fuck. A fost o prostie ce am făcut acolo. Oh my god. E grav, ne-am pierdut două ciuperci. Și vine wave-ul final. Ok. Nu prea știu ce să zic. Hai să-i împingem așa. Îi putem lăsa, da, e în regulă, cred că ne descurcăm. A fost o prostie din partea mea că am luat cartoful ăla mic. Sau nu e cartof, ce naiba e... Nu cartof, îmi pare rău că am greșit. Dar seamănă cu un cartof, nu? Nu putem să punem în apă. Ok, atunci facem așa. Habum! Taco! Ok. Da, trebuie să țin minte să iau cartoful înalt. What are you going to do with a taco? You found my magic taco. It must have been it. I must have it. I'll give you $1,000. I'm crazy. I got some new items in stock. What? Plant these on your... Uite, asta ne interesează. Nu știu, ce să luăm? Ah, sunt foarte confuz. Cred că asta mă interesează cu soarele de 5.000, însă nu... Nu știu. Sunt curios oare cât costă să plantăm una de asta de 5.000. Să cumpărăm asta? Sold out.
Ce nivel ăsta? Me and my buddy Harvey okay, used to break vases when we were bored. Ok, trebuie să spargem vaza. Oh! Stai un pic. Ne să omorâm toți zombii ca să... Ok. Păi pe ăsta l-o omorâm așa. Pe ăsta așa. Pe ăsta așa. Ah, ok. E un nivel ușor ăsta. Ok, ok. Am fost puțin confuz acolo, că nu știam ce trebuie să fac. Bun. Oh, avem mai multe. Trebuie să am grijă să nu le sparg prea repede. Ok. Cred că știu ce trebuie să fac. Oare ce fac alea verzi? Aha, ok. Băi. Mă descurc. Ăsta l-o omorâm. Și pe ăsta la fel. Da, a fost easy. Acum avem multe. Băi, ești nebun. Ok, hai să vedem din... Ok. Uite aici așa. Aici punem așa. Nu putem să-l facem pe ăsta să... Mănânce ciuperca. Nu, voiam pe ăsta. God damn it, mi-a mâncat ciuperca? Ok, asta e ciudată treaba. Ia! Yeah. Să mănâncă între ei! Nu! Nu pot de vaza aia proastă! Gata, măi, al meu ăla. Bun. Poate spawnează... A, muri ca prostul. Că-mi spawna zombie, buni. Ok. Perfect. Cred că ăsta e nivelul. A plezni singur. Îi avem puște de aici. Sunt prea mulți, ești nebun? Oh, nu. Ah, de fapt nu pierdem, că avem mașina de tuns și omoară pe toți. Da. Cred că mai rapid ar fi să-i omorâm direct. Ca să se ducă, să ajungă mai repede, știți? Să-i mănânce, bă, ce nebunie. Mașina de tuns iar mă sper că îi omoară pe toți. Cred. Da. Ce mă asta? What? La atac în spate? Uite, asta ne-ar fi trebuit atunci când a sărit ăla peste de vleac. Ok, dar noi avem soarele ăla cu două capete. Oare cât costă? Costă 150. Mă gândeam să folosim asta, chiar dacă e noapte. Nu știu ce părere aveți. Să încercăm să facem așa? Ce ziceți, băieți? Văd că nu mai e niciunul cu balonul, dar e ăsta care naiba știe ce face. Shoots peas forward and backwards. Mă gândeam să facem combinația asta, nu știu ce părere aveți. Facem așa, cartoful uriaș, așa, așa, uite, dar totuși nu prea am folosit de cherry bomb. Ăsta ne trebuie, asta ne trebuie și în rest nu cred că ne mai trebuie nimic. Are you sure you want to use the twin sunflower without the... What? Without the sunflower? Da? Nu pot să plantez? Stai un pic, nu pot să plantez sunflower-ul unor... Ok, stai, sunt confuz, nu înțeleg ce se întâmplă, dar mă rog. Deci pot să pun ăsta normal, nu? Sau am nevoie de sunflower-ul normal? Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Am nevoie de floarea soarelui și aia upgradează în ăsta sau îl pun pe ăsta direct jos? Pentru că nu prea știu. Hai să vedem. S-ar putea ca ăsta să evolue. Nu știu, stai să vedem. Dacă merge să-l pun. Că se încarcă acum. Vin și zombalăii.
Not enough sun. Ok. Să avem nevoie de doar de 250, nu e prea mult. 150, pardon, adică mai încolo o să avem destui bănuți. Dă-mi coace, dă-mi coace. Trebuie să mai pun de-astea, că am uitat. Ok, imediat facem bănuți, nu cred că e problema. A, vine ăsta pe partea de jos, unde nu am. A, naiba. Omoară-l! Ah, i-a căzut capul, perfect. Să nu vină pe mijloc, aia e beleaua. Aha. Avem 55, ne ajunge. Super. Ia. Hai să crească ciupercuțele noastre. Ca atunci facem bani. Nici nu prea avem timp. O să meargă destul de repede nivelul ăsta. E un nivel scurt, adică. Știți? Dar odată ce au crescut ciupercile, e GG. Ok, facem bănuții frumos. Bun, și acum trebuie să ne ocupăm. Îmi trebuie o floare de soare. Aaa, n-am știut, vedeți? Nu mă lasă să pun decât dacă am floarea soarelui normal. Asta e nașpa rău de tot. Uite, asta nu-mi convine. Chiar nu-mi convine asta. Ok, n-am știut, deci nu am știut asta. Am să țin minte pentru viitor. Bine, probabil puteam să citesc. Ups, și asta. Puzzle mode unlocked. Puteam să citesc, probabil, și aflam. Dar eu sunt YOLO. 90, haide, haide. 200, perfect. Cu atâtea ciuperci n-ar trebui să fie problemă. Chiar dacă le mănâncă. Cred că a avut cond ăla pe cap. Ce mă, ăsta mâncați așa? Ne mănâncă din coadă în cap? Stai un pic, asta e ciudat. Cred că ne trebuie dovleacul ca să-l oprim pe ăla, să-l omor direct. Înțelegeți? Cred că așa trebuie să fac. E urâtă treaba, înseamnă. Acolo vine până în capăt. Oricum o să rămânem doar cu ciupercă minus, ca asta o să crească mai greu, dar e în regulă. Nu cred că e așa problematică treaba. 2500. Ok, ok. Haide, haide să facem și noi 200, să mai punem și jos. Păi vine wave-ul final, ce să mai pun jos, ești nebun. Ok, n-avem destui bani, aia e problema. N-avem deloc destui bani. Nu avem destui bani. Să pun blower-ul, să pun cherry bomb. Cred că mai aștept. Ia uite unde vine ăsta. Fuck you. Trebuie cherry bomb pentru prostovanul ăsta. Înțelegeți? Scap ușor de el, nu e problema. Nu mai vin de aia cu baloane, deci presupun că nu mai avem nevoie de blower, știi? Poți folosesc lampa sau? A fost un nivel ușor totuși. Da. Ok. N-avem nimic. Oh, steluța. Ia. Yeah. Ce face steluța? 125, oh? Shoot stars in 5 directions. Directions. Ok, deci asta nu putem să folosim decât dacă le facem așa. Ceea ce nu vreau să se întâmple. Ok. Atunci, vom folosi în felul următor. Asta e prima dată, asta e a doua oară. Bum. Ne interesează dovleacul, ne interesează asta, asta. Două locuri rămase. Ha? Asta? Vreau să folosesc steluța? Nu, că vreau să folosesc lilipedul. Cam astea sunt, mă înțelegeți? Dovleacul va fi OP. Nu, dovleacul, n-ai ce să-i zici. Dovleacul ăla e prea bun, pur și simplu. Deci n-ai ce să-i faci dovleacului. Ți-o moară orice și îi dai doar 50. Deci,
N-ai ce. O să riscăm o ciupercă, dar îl omorâm cu dovleacul, știi? Adică e ok. Trebuie să ne mișcăm relativ repede. N-avem bănuți. Să punem că ăștia vin deja nebunii. Nu știu exact din ce direcție vine, dar... A venit cam repede totuși, nu credeți? Nici nu știu direcția. Oh, pe partea de jos. Ah, e în regulă. Oh, i-a căzut cap. Ok. Hai că am și pus astea, nu e problemă. Încă 5, încă 5. Trebuie să ne mișcăm repejor aici, nu avem ce să facem, încă una ne mai trebuie. A, da, avem deja bani, ok. Punem așa. Brains! Vrea să mănânce creier. Bum. Să vedem, trebuie să punem și în partea de sus. Noroc cu ciupercile astea că sunt gratis, că altfel era urățică treaba. Dacă sunt 3, cred că de 3 ai nevoie ca să-i omori pe aia cu con în cap. Am pus greșit, voiam să pun aici 50, bun. Și acum trebuie să... De fapt, ați văzut strategia, acum începem să punem pe mijloc. Avem dovleacul, nu mai avem niciun stres. Dar durează până cresc ciuperci, de asta nu-mi place să joc noaptea. Durează până cresc ciupercile ca să ne dea bani ca lumea. Până atunci nu avem ce să facem. Stăm degeaba. Am uitat să pun de-astea, fac. Nu. Ok. Parcă e și mai în față norul ăsta, parcă nu era așa în față. Nu știu. Recharging, haide. Ah, nu e recharging, n-avem bani. Ok. Așteptăm ce să facem. Avem ceva să facem? Ceva ce să facem? Uneori zic mai prost, nici eu nu înțeleg. Ok, deci, așa. Mamă, nici acum n-au crescut toate astea. Și după aia locuim așa frumos primul rând. Ar fi fost mișto să crească și ciupercile astea mici. Era ceva. Da. Ok, bun. Hai să începem. 130. Vine primul wave și trebuie să le punem nucitele să nu mai sară ca nebunii peste. Cred că știu ce trebuie să le fac. Alora cu delfinul, cred că trebuie să le pun așa lilipedul. Că sare peste lilipedul ăsta și ajunge aici. Da. Ok. Să mai pun și de-astea, că uit, și sunt gratuite. Bun, ne mai... Mamă, ce m-am speriat, ne mai trebuie 400. Primit o notificare pe telefon. Și eu concentrat aici cum sunt. Vorbesc ăștia pe grupuri. Ok, nu știm ce vine, aia e problema. Așa că hai să împingem puțin, să vedem. Ok, putem să strângem 100... Nu vine ăștia cu delfinul. Și naiba, a fost doar la nivelul ăla sau care... Care-i șpilul? Da, pe ăștia se descurcă doar... Doar ei. Nici nu mai au nevoie de... Plantă. Ciupercile se descurcă singurele. Bun. 125, punem așa. Nu mai trece nimeni de aici. Nimeni. Dar nu le mai avem pe alea care îngheață, așa e. Acum e doar de așteptat. Eventual de pus ciuperci. Da, nivelul ăsta e GG. E complet. Punem de ăsta de 100, că avem prea mulți bani. Acum n-am mai venit ăla deloc care intră pe dedesubt, ați văzut? Fix mi-am luat și eu dovleacul ca să mă apăr. Cum trebuie.
8, 200. Punem așa. Uite-l mă că toți vorbeam de el. Ia stai să vedem că ăsta iese ca nebun. Boing. Stai acolo. Avem prea mulți bani oricum. Ne cam riscăm o ciupercuță, știi, dar aia, ce să facem? Că ne tot mănâncă. Bun. Punem și partea asta. Vine ăla cu găleata lui în cap. Iar. Uite așa. Îl așteaptă direct Dovleac. Bun. Mai avem una de 200 aici. N-are cum să mai treacă nimeni de apărarea noastră. Mamă, lui abia acum a căzut găleata din cap. Eu pe găleata. Aha. Lasă ceața. Ne descurcăm. Să vedem la wave-ul final. Care cum vine. Cred că mi-ar trebui rândul ăsta plin de dovleci. Dar după aia ieșim în minus, doar cu un rând de ciuperci. Ia mă, că vine un val uriaș rău de tot. Stai acolo. Trebuie să-l omorâm pe ăsta, că explodează. Mi-ați zis voi în comentarii. Tipul ăla. Oh, nu, am făcut o prostie. Păi și noi ce facem cu ăsta acum? Păi, da, bag un cherry bomb. Na, dacă se bag cherry bombul și pe mijloc cred că se descurcă ăștia. Na, nu se descurcă, dar... Ori se încarcă cherry bombul. Ok, e ciudată treaba. Și am pus altă nu, că era zic dovleac. Și aici punem dovleacul. Să vedeți că e frumoasă treaba. Și se încarcă cherry bombul. Ia. Oi, bă, dacă durează să mănânce nuca. Bă, ești nebun. Ah, păi au murit băieți. Hop, dovleacul nu-l mănânci. Ne-a dat un dovleac. Ce e asta? Ah, știu, mi se pare că intră plantele în el. Aha, da. Intră plantele în el. Ce facem ăla cu Pogo? Ok. 125, ca să vedem să ne protejăm plantele. E ca un fel de nucă de asta, dar nu e ca așa rezistentă. Băi, ne-am jucat cam 28 de minute, a fost un episod ceva mai măricel ăsta. Ia să mergem la main menu, deci suntem 4-8, ok, aproape să trecem și de capitolul ăsta și peste două nivele vine ziua și abia aștept să joc pe timp de zi, că ne-am cumpărat și ăla cu mai multe capete, soarele, da? Cam că episodul aici, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare.